Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de vineri, 12 iulie. Vom vorbi și despre ce ne așteaptă în weekend, ca să fim pregătiți cu toții. În primul rând, astăzi, în jurul prânzului, ora României, desigur, Luna, planeta emoțiilor, va trece din semnul Scorpionului în semnul Săgetătorului. Asta înseamnă că vom trece de la un comportament emotiv, emoțional, reactiv emoțional, la nevoia de a ne manifesta plenar energia. Vom fi mai agitați puțin decât de obicei, vom fi dornici să explorăm viața, să facem lucruri năstrușnice, să comunicăm și să vorbim cu cei din jur și să fim mai activi decât de obicei. Să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal vineri și voi vorbi, repet, și despre sâmbătă și duminică ca să fim informați cu privire la weekend. Berbec. Berbecul trece prin foarte multe transformări, mai ales femeile berbec. Decizii importante privind cariera, privind viața privată, privind o relație nouă. Sunteți prinse, doamnele berbec, într-o tornadă a emoțiilor și a reacțiilor. Este o zi foarte bună pentru berbeci să se întâlnească cu prietenii, iar în weekend, cu siguranță, nu scăpați fie să vizitați pe cineva, fie să fiți vizitați, fie să ieșiți la un grătar sau un oraș să vă distrați. Taur. Astăzi, taurii trebuie să aibă grijă la finanțe, pentru că au tendința să cheltuie fără măsură. În schimb, în weekend, foarte mulți tauri sunt deschiși spre interacțiune cu cei din jur. Sunt deschiși să comunice și să aplaneze conflictele care au apărut în decursul săptămânii. Și foarte mulți tauri vor fi curioși să exploreze noi laturi ale vieții. Poate e vorba de o distracție, poate te duci și practici un sport mai neobișnuit. Dau un exemplu, parapantă, bungee jumping sau poate înveți să nuți sau faci ceva ce n-ai mai făcut până acum. Gemeni. Gemenii primesc în această zi sau în weekend vești bune de peste hotare. Un prieten sau o rudă îți dă de știre și te dinamizează foarte mult. Fie îți propune o colaborare, fie te invită la un eveniment, fie anunță un eveniment important în viața sa și ești foarte bucuros de vestea primită pentru că sunt doar lucruri bune. Rac. Astăzi racul este mai emoțional decât de obicei. În schimb, ai o relație absolut superbă cu autoritățile, ori cu șefii. Și astăzi, dacă ești rac, poți să ceri lucruri de la cei din jur pentru că ți se va da. Știi, pe principiu, cere și ți se va da, bate și se va deschide. În acest weekend trebuie să ai grijă la excesele culinare pentru că s-ar putea să ori să mănânci, ori să bei în exces și asta să-ți afecteze sistemul digestiv. În schimb, e un weekend foarte bun pentru rac. Mult dinamism, interacțiune cu prietenii, cu cunoștințele, o zi bună pentru tine astăzi, vineri, și weekendul va fi liniștit și liniștit, în păcat, fără stres mă refer, dar în schimb dinamic, râsete, glume, voie bună. Leu. Astăzi leii se ocupă de relații, de amor, de a spune cuvinte frumoase pe care nici măcar ei nu le cred. Vă simțiți bine. Vă simțiți în forță, vă doriți foarte mult să experimentați viața și vom vedea mulți lei care se îndrăgostesc, chiar dacă nu o să rămâneți în relația începută acum, sunteți totuși deschiși spre a experimenta lucruri noi și spre a comunica și spre a iubi și a vă explora sexualitatea, deci vineri, sâmbătă și duminică, leii sunt în mare formă pe zona amoroasă.
Fecioara, astăzi fecioarele sunt agitate și aveți foarte multe lucruri de rezolvat, dar sunteți extrem de eficiente în tot ceea ce faceți. Veți rezolva în decurs de câteva ore lucruri pe care alți oameni le-ar rezolva într-o săptămână sau în câteva zile, cel puțin. În schimb, în weekend vă veți odihni, vă veți ocupa de domiciliu, de casă, de gătit, de cumpărături, de curățenie. Veți fi domestici, ca să zic așa. Balanța. Balanța, în primul rând, trebuie să învețe să se pună pe locul 1 în acest weekend și vineri, astăzi. Pentru că dacă nu te pui pe locul 1, toți cei din jur vor cere ceva de la tine, vor avea o pretenție. Și asta o să te obosească peste măsură. Este important să ai grijă la felul în care comunici cu femeile astăzi și în următoarele 2 zile, sâmbătă și duminică respectiv, pentru că s-ar putea să cazi victimă unor bârfe sau să întâlnești femei care sunt extrem de agresive cu tine. Scorpion. Scorpionul astăzi comunică foarte bine cu cei din jur și cel puțin în prima parte a zilei, vineri, vei reuși să rezolvi foarte multe chestiuni importante, hârtii, acte, documente. După amiază, deci hai să spunem începând cu ora 14-15 ora României, până luni dimineață, în schimb, ai să, știi cum se spune, tragi oblonul, închizi, știi, toate lucrurile și ai să te ocupi de viața personală, de distracție, de amuzament. Ai un weekend foarte plin, la mare, la munte, în vacanță. Voie bună, detașare, distracție. Cam acestea sunt coordonatele weekendului. Săgetător. Săgetătorii astăzi sunt foarte bine susținuți pe călătorii, pe relația cu străinătatea, iar în weekend fie participați la un eveniment social, fie participați la un curs de dezvoltare personală, ori vă întâlniți cu cineva și acea persoană vă motivează foarte mult sau vă dă o lecție de viață bună, frumoasă, pozitivă, care devine un model demn de urmat în viitor. Deci, săgetătorii sunt într-un weekend constructiv, educațional, dar educație plăcută, nu făcută cu forța și impusă. Capricorn. Astăzi, capricornii au chef să se distreze, numai că în casă e nevoie de prezența ta și de influența ta. Ai de reglat ceva, cum ar fi să repari ceva în casă. Țevi, fire electrice, aparatură domestică sau în acest weekend, dacă nu-i vorba de o reparație concretă în casă, vei regla relația cu o rudă sau cu un prieten apropiat, relație care fusese șubrezită ca urmare a unor diferențe de opinii. Vărsător. Ești preocupat astăzi și pe întreaga durata weekendului de starea de sănătate a unei rude apropiate, mamă, tată, soră, copil. Mai ales copiii sunt vulnerabili în perioada asta pentru părinții vărsători, dar vă recomand să vă relaxați. Pentru că orice ar fi, este ceva pasager și trecător. Mai degrabă voi amplificați situația și dați niște dimensiuni apocaliptice. Dar vărsătorii care nu au rude prin preajmă cu probleme de sănătate, vor să se distreze, puteți întâlni pe cineva, s-ar putea să fie o relație de foarte scurtă durată, maxim o săptămână, două, însă intensă și vă veți bucura foarte mult de experiență. Pești. Astăzi peștii sunt ocupați la locul de muncă și sunt excesiv de serioși și aplecați asupra unui proiect important. Poate în următoarea perioadă o să țineți chiar locul șefului vostru, care poate pleacă într-o vacanță, pleacă într-o delegație și vă deleagă vouă responsabilitățile funcției sale. În weekend
Peștii petrec momente frumoase alături de familie, în cadrul unei reuniuni sau unui eveniment important. Este un weekend important pentru pești, mai degrabă din punctul de vedere al socializării, dar socializare de aia sofisticată, la patru ace, îmbrăcați frumos, participând la un eveniment. Nu vorbim de club și weekend și distracție și grill barbecue. Deci este un weekend important pentru pești. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de vineri și ale weekendului. Ne vedem cu bine și la alte filmări. Și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu activitatea mea. Vă îmbrățișez cu drag și pe curând!